Vizita mea recentă la Timișoara a fost o experiență incredibilă. Orașul, cu străzile sale pline de istorie și arhitectura impresionantă, m-a captivat imediat. Am fost profund onorat să mă întorc în acest oraș vibrant și să împărtășesc pasiunea mea pentru povestire cu oamenii săi. Interacțiunea cu publicul a fost deosebit de specială, fiecare persoană aducând o energie unică în sală. Căldura și entuziasmul publicului au fost cu adevărat inspiratoare. Aplauzele lor, zâmbetele și reacțiile entuziaste m-au făcut să mă simt ca acasă. Energia din teatru era palpabilă din momentul în care am pășit pe scenă. Fiecare moment petrecut acolo a fost încărcat de emoție și anticipare. Era clar că timișorenii au o apreciere profundă pentru artă. Fiecare privire atentă și fiecare reacție a publicului reflectau această pasiune. Entuziasmul lor mi-a alimentat reprezentația și a făcut ca experiența să fie și mai memorabilă. Fiecare replică, fiecare gest a fost amplificat de energia lor. Întotdeauna am fost atras de orașe cu un patrimoniu cultural bogat. Timișoara, cu clădirile sale istorice și străzile pline de povești, este un loc care te inspiră la fiecare pas. Timișoara, cu istoria și scena artistică vibrantă, este un loc care rezonează profund cu mine. Fiecare colț al orașului pare să spună o poveste, iar comunitatea artistică este plină de viață și creativitate. Pasiunea orașului pentru artă este evidentă în teatrele, muzeele și galeriile de artă frumoase. Fiecare vizită la un astfel de loc îți oferă o nouă perspectivă și te face să apreciezi și mai mult bogăția culturală a Timișoarei. Spectacolele din Timișoara au avut parte de un succes răsunător. Fiecare reprezentație a fost o explozie de creativitate și emoție, captând atenția tuturor celor prezenți. Publicul a fost captivat de combinația unică de muzică, literatură și teatru. Fiecare element a fost meticulos îmbinat pentru a crea o experiență de neuitat, care a lăsat o impresie de durată asupra spectatorilor. Spectacolele au fost o dovadă a puterii povestirii și a capacității sale de a transcende granițele culturale. Actorii au adus la viață povești din diverse colțuri ale lumii, oferind o perspectivă nouă și profundă asupra umanității. Reacția publicului a fost copleșitoare. Aplauzele și ovațiile în picioare au fost o mărturie a aprecierii și respectului pentru talentul și munca depusă de artiști. Oameni din toate categoriile sociale s-au reunit pentru a experimenta magia spectacolelor. De la tineri la vârstnici, toți au fost uniți de pasiunea pentru artă și cultură. Ovațiile în picioare și aplauzele sincere au fost o dovadă a impactului spectacolelor. Fiecare moment a fost trăit intens, iar emoțiile au fost palpabile în aer. A fost incredibil de satisfăcător să văd cât de profund au rezonat spectacolele cu publicul. Emoțiile și reacțiile lor au fost o confirmare a succesului și a relevanței temelor abordate. Mulți oameni și-au împărtășit poveștile personale și conexiunile cu temele explorate în spectacole. Discuțiile și schimburile de idei au continuat mult după încheierea reprezentațiilor, creând un dialog vibrant și plin de semnificație. Această experiență comună a creat un sentiment puternic de comunitate și conexiune. Spectacolele nu doar că au divertizat, dar au și unit oamenii, construind punți între diferite culturi și generații. Spectacolele din Timișoara au pus în evidență combinația inovatoare de muzică și literatură. Fuziunea acestor forme de artă a creat o experiență cu adevărat captivantă și de neuitat pentru public. Muzica are puterea de a evoca o gamă largă de emoții și de a crea o atmosferă captivantă. Prin integrarea muzicii în spectacole, am reușit să amplificăm impactul emoțional al poveștilor și să creăm o experiență cu adevărat captivantă. Cuvântul rostit, cu ritmul și cadența sa, s-a îmbinat perfect cu muzica. Acest lucru a creat o interacțiune dinamică între cele două forme de artă, sporind impactul general al spectacolului. Colaborarea a fost inima spectacolelor din Timișoara. A lucra alături de muzicieni și artiști talentați din România și dincolo de granițele țării a fost o experiență îmbogățitoare. Sinergia dintre artiștii de pe scenă a fost palpabilă și a contribuit la succesul spectacolelor. Colaborarea s-a extins dincolo de scenă, cu ateliere de lucru și cursuri de măiestrie organizate pentru artiști locali aspiranți. Aceste sesiuni au oferit o oportunitate unică pentru schimb cultural și învățare.
A împărți scena cu acești indivizi talentați a fost o onoare. Fiecare artist și-a adus perspectiva și maestria unică în spectacol, creând o experiență bogată și multilaterală. Secțiunea 5. Magia povestirii prin muzică. Muzica are o abilitate unică de a spune povești fără cuvinte. Prin melodiile, armonii și ritmurile sale, muzica poate evoca emoții, poate picta imagini în mintea noastră și ne poate transporta în timpuri și locuri diferite. În spectacolele noastre din Timișoara, muzica a servit ca un instrument puternic de povestire. A subliniat emoțiile narațiunilor, a adăugat profunzime și textură cuvintelor și a creat o experiență cu adevărat captivantă pentru public. Muzicienii cu care am avut plăcerea să lucrez sunt adevărați maestri ai meșteșugului lor. Ei au dat viață muzicii, insuflând fiecărei note emoție și nuanță. Secțiunea 6. O punte între culturi. Arta are puterea de a transcende granițele și de a conecta oamenii din toate categoriile sociale. Spectacolele din Timișoara au servit ca o punte între culturi, promovând înțelegerea și aprecierea diferitelor tradiții artistice. Limbajul universal al muzicii și al povestirii a rezonat profund cu publicul, indiferent de originea lor. Această experiență comună a evidențiat puterea artei de a uni oamenii. Spectacolele au stârnit conversații și au favorizat un sentiment de schimb cultural. A fost inspirator să văd cum arta poate aduce oamenii împreună și poate crea un sentiment de umanitate comună. Secțiunea 7. Moștenirea durabilă a vizitei lui Malkovich. Impactul vizitei lui John Malkovich la Timișoara va continua să se facă simțit mult timp după ultima cortină. Spectacolele sale au lăsat o amprentă de neșters asupra peisajului cultural al orașului. Spectacolele au inspirat o nouă generație de artiști și pasionați de artă din Timișoara. Ei au arătat puterea creativității și importanța sprijinirii artelor. Vizita a contribuit de asemenea la creșterea profilului internațional al Timișoarei ca destinație culturală. Acest lucru va duce, fără îndoială, la mai multe oportunități pentru oraș de a-și prezenta bogatul patrimoniu artistic lumii. Secțiunea 8. Timișoara, un centru cultural înfloritor. Timișoara este un oraș cu un patrimoniu cultural bogat și o scenă artistică înfloritoare. Orașul găzduiește numeroase teatre, muzee, galerii de artă și instituții culturale care contribuie la peisajul său cultural vibrant. De la spectacole de teatru captivante la expoziții de artă contemporană, Timișoara oferă o gamă variată de experiențe culturale pentru toate gusturile. Angajamentul orașului față de artă este evident în sprijinul acordat artiștilor locali, care au la dispoziție numeroase spații pentru a-și expune lucrările și pentru a colabora cu alți creatori. Timișoara este de asemenea gazda unor evenimente culturale de talie mondială, atrăgând vizitatori din toate colțurile lumii. Festivalurile internaționale de artă, muzică și teatru sunt doar câteva exemple de evenimente care pun orașul pe harta culturală globală. Timișoara devine rapid o destinație obligatorie pentru iubitorii de artă din întreaga lume. Orașul nu doar că atrage turiști, dar și inspiră pe cei care locuiesc aici să se implice activ în viața culturală. Oamenii din Timișoara sunt pasionați de artă și cultură, participând cu entuziasm la evenimentele organizate în oraș. Acest lucru se reflectă în participarea numeroasă la evenimentele culturale, fie că este vorba de spectacole de teatru, concerte sau expoziții de artă. Scena artistică plină de viață a orașului este un testament al creativității și energiei comunității locale, care continuă să transforme Timișoara într-un adevărat centru cultural. Secțiunea 9. Un viitor promițător pentru arte. Succesul spectacolelor lui John Malkovich la Timișoara este o dovadă a puterii artelor și a importanței schimbului cultural. Spectacolele au lăsat o moștenire durabilă asupra orașului și a locuitorilor săi. Viitorul artelor în Timișoara este strălucit, cu publicul său pasionat, artiștii talentați și angajamentul față de expresia culturală. Orașul este pregătit să devină un centru de frunte pentru arte în Europa și dincolo de granițele acesteia. Spectacolele au inspirat o nouă generație de artiști și pasionați de artă, asigurând că moștenirea acestui schimb cultural va continua să prospere pentru anii următori.